Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Destiny 2 Shadowkeep. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, ei bine, am avut ceva, niște bounty-uri de făcut și le-am făcut off-camera pentru că v-am promis că, am zis că nu vreau să mai pierd timpul pe video cu bounty-uri de genul acesta. Și vești bune, s-ar putea, cred că săptămâna asta să vină și video ăla introductiv pentru cei care vă apucați pentru prima oară de Destiny 2, pentru că am văzut că am primit un feedback destul de pozitiv și că foarte mulți dintre voi ați vrea să fac acel video. Așa că o să încerc să fac unul cât mai ușor de înțeles pentru toată lumea, să fie destul de simplu și de scurs și la obiect. Și bine, totuși că am făcut acel personaj mai devreme, dacă țineți minte, când am anunțat că Destiny 2 este free, am făcut acel personaj unde poți să vă arăt exact cam ce aveți de făcut când vă creați un caracter nou și ce alte nebunii mai aveți disponibile pe acolo. Așa, oricum, dacă nu ați intrat până acum, oameni buni, să țineți minte, dacă ați intrat până acum în clanul The Gang, că este disponibil să intrați. Adică, dacă mergem aici așa, să vedeți că avem... Am aici clan, aici clan. Vedeți, avem clan The Gang, avem 80 de membri, vedeți link-uri în descriere. Trebuie să ajungem de acolo. Ia să vedem ce zice acolo. Au, trebuie să furăm ceva de aici. Mi s-a mai spus o dată chestia asta că, vai doamne, că lumina nu poate să iasă de aici sau nu știu ce nebunie de genul ăsta. Eris, eu cred că tu mă minți pe aici. Eris tot mă amenință că, vai doamne, nu o să pot ieși de acolo viu și că e o misiune sinucigașă și nu mai știu ce. Dar mereu spune chestia asta, știi? Dată și o dată poate o să aibă dreptate și o să mă simt prost după, știi? Bine, o să mă simt prost și o să mă ură, adică, știi? Dar ca și idee. E, bobiță, dar stai cu minte. Ok. Bine, avem și două hand cannon post de armă. Bine, avem hand cannon-ul pe care îl primiți de la Shadowkeep. Asta este o exotică de Shadowkeep. Și o aveți de la Season, de la acel Battle Pass, cum s-ar zice. E destul de OP pentru că are ammo care dă cu pierce. Deci dai o grămadă de damage. Că trece direct prin armură și doare foarte, foarte tare. Iar în PvP mi se pare că e aproape one shot, așa că e o adiție blană. Ce a fost asta, un partner acolo? Scuze că mai mi-au zis nasul, dar se mai întâmplă din când în când să mai pornesc o mini alergie și nasol. Și nu am cum să o stăpânesc, adică pot să fac ce vreau. Da, trece, de obicei după jumătate de oră trece, dar nicio treabă. Mare parte de la praf. Am avut scale la geam, cred că timp de 3 luni și praf în continuu la mine în cameră. Ok, boys, am înțeles că unul a dat shield-ul și după aia ți l-ai pus și tu, dar nu trebuie să lucrați chiar așa în echipă să mă bateți, adică pana mea, trebuie doar să aveți mai mult HP și gata. Asta e că deja s-au activat băieții aici cu diverse prostioare, după ei, pleacă. Te rog frumos să pleci. Aoleu, dar stai că ăștia s-ascund ca ultimii bolangii acolo și nu mă lasă pe mine să mă ocup de ei. Așa. Păi da, ce facem noi aici? Ok, mai era un troll acolo. Încă un acolyte acolo așa. Îmi place că la pistolul ăsta ai un fel de pasivă ce permite să dai reload mai repede. Oh. Shit, era să cad. Așa. Oh. Oh. The dark rituals of the hive pose a threat we can't currently afford to face. My god. Their goals align with ours. What the fuck? Cum era umbra, da, ce mergeau. They be halted immediately. Ok, eu te cred, Eris, dar sunt și lucruri pe care le pot face și lucruri pe care nu le pot face, iar cred că unele chestii de aici chiar sunt imposibile pentru mine. Dar să vedem că trebuie să ne facem armura aia de care spunea ea, că nu trebuie nici armura specială ca să putem intra în piramida aia, așa că mai avem încă vreo 3 bucăți de făcut. Oh. Shedeți blânzi, bă, băieți. Bă, da. Se activează nebunia asta de ritual aici sau ce facem noi? Ok, credeam că nu se mai activează și... Aoleu. Dacă se activează bobița de acolo și... Ok, cât faci să mă prindă de cap. Oh, deci pistolașul se dă super bine, îmi place. Domnule pistol, arată-le ce ești tu în stare.
Da, în mare parte hand cannon-urile sunt extrem de practice pentru că au perk-uri de la geniale precum explosive shot sau triple tap sau de la alte de mega crit când dai primul glonț, de obicei să fie mega crit sau ceva și n-are ce. Hand cannon are mega crit indiferent ce o fi. E că destul de practic. Headshot, extra damage, tot așa, adică sunt diverse pasive pe care le puteți urmări lejer pe un hand cannon. În PvP, sincer, eu nu mă descurc foarte bine cu un hand cannon pentru că simt că trebuie să trag de 100 de ori în cineva și pot să ratez. Pentru că dacă am un auto rifle pot să trag în continuu și din atâtea gloanțe trase sigur nimeresc când de ajuns să se lămor, știi? Ce obțin în marea majoritatea cazurilor, acum posibil să mă și înșel, dar hei. Măcar fac scoruri bune. Nice, uite, vezi ce am zis, triple tap acolo, așa ca să dăm noi cum trebuie în amicii mei. Bine, yeah, scuros de noile arme, ce fel de pasive au. My god, exotic asta e teroare. Ați văzut cum l-a topit pe ăla? Pe night-ul ăla, efectiv i-am tras una în cap și i-a dus că i-a dat toată viața. Ui, Molly. Eu, ăștia-s gândacii care, de fapt, controlează Hive-ul, să știți. Au, nu la piramidă iarăși. Mamă, ce... Aoleu! Și-a-s blând. Ușurel. Bă, îmi pare foarte cunoscută chestia asta, parcă aș face raid-ul cu Crota. Unde trebuie să construim un drum. What the fuck? Mă, uite câte fantome sunt, frate! Cât s-au murit, frate, pe lună? Deci ați toți din Destiny 1 care ați murit în raid la Crota, cred că ar trebui să fie triplu numărul, de fapt. Oh, alo. Mie nu mi-a spus că s-am vizitator în timp ce stau pe platformă. Ok. Ok. Oh, Doamne. Oh, Doamne. O, oh, Doamne! Oh! Ok, vine la cam mulți! În special aia pe care nu-i suport, care bubuie. Oh, s-a făcut podul. Sareac, cât timp se face podul? 872, nice! Vine ceva bun pe aici, 873, merge. Mamă, ce transmog urât am și dacă se apară în cinematice așa urât ca naiba cu spume. What the fuck, te sunt? Nu mă duc să-ți ai zis, care au luat wipe în pana mea la raiduri. Oh, criptograful! Păi, am înțeles. Nu putea fi așa simplu, domnule Ghost. De obicei sunt implicate lucruri de genul ăsta. Așa că, scuză-mă puțin cât încep să dezlănțui pe aici lucruri. Oh my god. Oh boy. Eram sigur că au ceva care îmi provoacă silă. Recunosc sunetul ăla și în somn. Cred că trebuie să folosesc sunetul mobilor ăla pe post de alarmă, mă jur. Ok, ia să vedem așa aici. Boom! Boom! Incredibil. Incredibil hand cannon-ul ăsta picior. Oh, stai așa. Boom! Boom! Oh. Boom! Boom! Da, a mers așa bine pe ăsta. Bine, dacă aș și nimeri și eu ar fi super. Da, nu, dă bine. Hand cannon-ul ăsta e teroare. Oh, ce e aia? Tractor catalyst! Tare, am tractorul, dar nu l-am echipat, dar l-am. Tractorul e exotic, e un heavy shotgun care dă o grămadă damage, gen efectiv girl damage. Și am la catalistul acum, adică putem să ducem arma o leacă peste limite, cum s-ar zice. Bun. Opa, asta e așa că... Incredibil.
Oh, cât de stupid e asta. Bine, e și nașpa că ai un delay între trageri. Știi? Și asta o să te coste probabil mai târziu un un pușcat, dar hei, funcționează. Ah, stai, iar ne batem cu ficele lui Crota. Oh, câte frice are ăsta, frate, mă jur. El și Tasul, pana mea, o tonă de fice. Fice, copii, tot ce vrei, la un loc. Ok, hai că deja m-a splitesit băieța și aici. Ia, bam și cu tine. Da, uite câte shot-uri normale tragi cu ăsta și câte am dat cu alealte. Ok, hai să luăm asta de ce că Eris a zis că ne transportă de aici imediat. Ei, hey, easy peasy. Ia-ne de aici, Eris. Ia-ne de aici, Eris. Rozav, s-a făcut beznă. Cine n-a plătit curentul? Oh, fuck. Eu fug. Hi, guys. Podul? Ah, podul e făcut deja. Oh, my God. Push, Bobby! Vine moartă după mine! Oh, Doamne! Mă, am mai avut odată o misiune de genul ăsta și mi-a plăcut! Bine, ce de misiune astea sunt destul de fun! Te face chiar să crezi că o să mor, bine, chiar mor, adică dacă te perici și te prinde aia acolo ca mișpa. Pentru că debuff-ul ăla nu te ține foarte mult așa, mă, ce înseamnă să fii titan și să ai viteză de aia împuțită. Bine, îți dai efectul de viteză împuțită, dar de fapt te miști relativ încet. Aoleu, shrieker, 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 aoleu, doare. Oh my god. Hai că a fost bine și aia. Practic aș putea să mă opresc să mă bag cu unii dintre ei, dar... nu. Sincer, nu vreau să mă risc. Oh my god, și fantomele alea cum vin. Oh, ăla e un knight supărat. Salut, băieți! Luați-mă de aici, gata, îți plec. Poate Bane of the nu știu ce e de fapt buff pentru ei. Foști niciodată. Am scăpat? Pare ca și cum aș fi scăpat aici. My god, Doamne sfinte! Sunt viu? Hai mă, că suntem vii, adică ce pana mea, nu mi facem griji de acum. Ei, system positioning device equipment, am mai luat ceva. Eris, ceapa mătii, care era planul? I'm sorry. The immense darkness of the pyramid kept me from you. Oh, să te-ai distrat în piramidă. Așa. With the cryptoglyph in hand, we stand a chance against the pyramid. Bring it here and let us make use of it. Nu să mergem acolo jos de tot să vedem ce e de fapt. Oh, shit! Ce e aia? 875, 877. Îmi pare rău pentru casca legendară. Casca epică, e rep. Ceva nou? M-am uitat la arme. Oh, n-am primit nicio armă nouă. Pirar. Oh! Ne-a luat automat de aici, mă întreb unde ne duce. Ori a fi picat serverele. Faină suprafața lunii astea, seamănă puțin cu fața unui prepubertar, plină de coșuri și goluri. Oh, we're back. Ne-am întors la Eris, să zicem. Ia zi, fato, care-i schema? Ce facem acum? Și-a luat prieteni mai mulți, uite. I don't care. You reek of the Hellmouth. Păi, am fost acolo. That armor will prove useful in the battles to come. But the pyramid demands greater power. Dar bună, aia să fie bună, da, pentru cât? 5 secunde până găsesc alta mai bună. Ei, acum nu am touch pasive are. Ar fi tare să bage seturi în jocul ăsta. Gen seturi cu bonusuri. Oh! Deci să mai omorăm încă 3 chestii sau ceva. Cred că să luăm alea de acolo. Da, uite. Ok. Cleanse Essence of Anguish. Ok, ce să facem? Oh, trebuie să vorbim aici. Ok. Oh! Cum ai ținut aia acolo? Cum a funcționat asta? Stai puțin. Wait, what the fuck?
Ok. Interesant dispozitiv al morții sau ceva. Nu, un fel de masă de enchantment ca pe Minecraft. Ah, și uite, îți dă de astea. Ah, da, mă, uite, care acolo ați văzut de ce am mod. Și astea văd că îți dau fantasme de alea ca să cumperi să cumperi astea. Wait, trebuie să fac activități ca să cumpăr astea acum? Ah, îți bat joc de mine. Deci să-ți bat Nightmare în altă parte, nu pe lună. Oh my god. Feed Nightmares in Nightmare Hunt. Nightmare Hunt. Ok, să luăm ăsta așa. Speranța că poate... Bă, de fapt am multe de astea și putut să... Mamă, cât? Ah, not enough space. Păi zi, bă, așa că n-am loc să... ce pot să arunc eu de aici care nu e foarte practic? Aia nu aia țin. Use this, că am nevoie. IO tokens, 5 tokene. Da, seama, nu știu, știe ce. Am prea mult spațiu ocupat aici cu prostii. Ok, cumpăr o de asta. Oh, de asta, asta le-am deja. Oh my god, ce idiot sunt. Am crezut că trebuie să le fac pe alea. Ok. Seama puțin, ce? Icora, vezi, păzi mă, că acum trebuie să o vizităm pe Icora. Îmi spun că aici se merge, nu? Da, pe acolo văzut bulina. Bună ziua! Da, mă, să vedem astea, 860, cum arată? Oh my god, arată mișto! Reduce damage taken from nightmare bosses. Și mai multe de astea se stachează, deci e într-un fel set. Ok. Ce era eu să cumpăr acolo chestii prostești? Ce era eu să cumpăr chestii prostești de acolo? Băiatule, mă, era să iau toate prostiile. Era să efectiv să pierd timpul aiurea. Unde trebuie să merg? Așa că pierdut, mamă, că nasul. Aici. Bă, aici e piramida, ce pana mea? Bă, Icora, care-i schema? Stai un pic. Pe bune, chiar era cinematic. My god, sunt îmbrăcat urât. Vreau să arăt bine în cinematic măcar, știi? Dar n-a mers. Oh well. Aie. Măcar să-mi dau jos casca era o idee. I had to see it with my own eyes. Și? Ce zici? How long has it sat in silence watching us? Much too long. Ioi, câți prieteni ai. Să mă picioarele, eu am doi și atâta. I can't help but feel responsible for this, Eris. Poate ești? If I hadn't sent you here. Your concern is noted, that my fate is my own responsibility. Huh. And we both know you didn't come here to apologize. E bune? I came to tell you, you were right. It seems those responsible for our collapse are coming back. Wait, what? Jesus! You're all insufferable! Save your torment for someone who gives a damn! Eris, the Vanguard is at your disposal. Then, if you'll excuse us, Icora, we have work to do. Oh, arată ca Boba Clan, ți-aia nebună. Zi. Whatever she needs. E, nu era ca și cum putea să spun multe chestii, dar fie. Hei, dacă am avea parte de cinematic genul ăsta, dar ori 10, adică mai multe, ar fi ceva. Pe ce de adică să analizez chestia asta de aici, eu m-aș plictisi după jumătate de oră. Bine. Aș simți probabil energia malefică care probabil vrea să-mi mănânce sufletul. Cu siguranță, da. Dar în rest, hey, nu cred că e mare problemă. Cred, nu știu, zic și eu. Am dreptate? Nu am dreptate? Oricum, foarte fain că mai apărăm și noi pe cinematice, chiar mi-era dor. Chiar mi-era dor, sincer, să mai apărăm și noi pe acolo, să mai... Scoatem un hâc, un hâț sau ceva pe acolo, să, nu știu, să ne dăm drept Dorian Popa, ceva, habar n-am.
Poate voi și ăsta ce colorat e. Ia zi bre. Ce facem? A, nu vei să-mi zici ce facem. Oh, vrea să facem armura. Eww. Look here. A, deci luăm astea. Gen, avem aici niște misiuni și aici trebuie să ne ducem cu asta complet făcută. A, ok. Păi, hai să luăm pe asta că e mai aproape, zic eu. Brrrr. Ok. Brrrr. Aoleu, și dacă e ca cealaltă bucăți de până acum, înseamnă că trebuie să luăm esența. Și apoi trebuie să o curățăm, făcând nu știu ce condiții speciale pentru aia. Oh. Cred că o să vedem cum facem asta aici. Să vedem cum o integrăm și cu toate alea. Nu se vedea cum începea misiunea, eram foarte confuz. Eram, ok, de ce nu mă... De ce nu mă lași? Ce ți-am făcut eu ție? De ce nu-mi deservești aceste cerințe? Wait. Ce navă e asta? Nu mai caminte navă asta pe lună. Bine, mi-aduc aminte multe chestii pe aici, dar să zicem. A, puteți să eu mor pe băieții ăștia. A, păi ziceți mă așa. Ce faceți mă, bulangiilor? Ați venit pe lună? Mă, voi mai lipsați, mă jur. Ai o prăjitoare acolo, stai alea că... Ce nu zice nimic, că e o prăjitoare acolo. Au, oh, ciupile să se aud. Oh my god, nu pot să cred că te vine să se aud, pot să citesc. Ah! Ah! Mai bine. Aoleu, o să mă... E bine, aia cred că puteam merge la mai bine cât credeam. E alea cam rezistent bulangiul ăsta mic. Dacă trebuie să-l scoatem pe ăsta din fu... Mamă, ce m-am panicat. Ieși mă de aici. Mai e cineva pe aici care vrea să-l salutăm? Ok, că suntem bine. Tu ești un bulangiu mare, bă, domnule Knight. Gata? Toată lumea a murit? Toată lumea a dat cu subsemnatul? Super. Oh, armură. Și... da, upgrade. Ei, ne apropiem încetul cu încetul de 900. Aia e perfect. Înseamnă că de acolo începe grindul adevărat până la 960. 960 e pragul cel mare, bine, nu toată lumea poate să ajungă acolo fără Shadow Keep. Nu cum să pare extrem de familiar? Oh my god, pe vorbim de batem cu Skolas. Dacă mai țineți minte primele DLC-uri la Destiny 1 cu House of Wolves. Oh boy. Bă, într-un fel mi-era dor de locația asta cu Skolas and shit. Era una dintre pe fratele mele. Știu că aici pica Black Spindle-ul sau ceva genul ăsta. Era un fel de exotică destul de șmecher, dar bine, trebuia să faci ceva condiții dubioasă. Ori aici, ori la cealaltă, că mai era una. Bă, nu, la Skolas era. Dar asta e versiunea de Taker al lui Skolas. Ok. Mamă, dar aici e combinație și cu Hive și cu de toate. Uleu. Mamă, ce stai pază băiță de sus de acolo. Hai că am dat cu grenade launcher-ul ăsta de la sări capașe la băieți. Mai la de face snipe de acolo, să scoatem și pe ăla și gata. Dar dacă pe ăsta trebuie să-i arăt eu alea că se arăt o schemă. Ia vine un cou. Săracu. N-a avut nicio șansă. Da, îmi place pistolul ăsta destul de tare. Ei, își dai cu el. Săracii n-au nicio șansă aproape. Mamă, deci mi-aduc aminte strike-ul ăsta.
Cam palma, frate, am stat efectiv ore, zeci de ore bune în strike-ul ăsta și nu mai zic că prima oară când l-am făcut mi-a dat o oră. Mi-a destul de greu de făcut, ia. Ești colas? E imună. Dar nu veniți, bă, aici, sunteți culmea. Mai imun. Ești, bă, ești cu prostiile tale. Easy. Ok, pot să dau damage acum? Pot. Ok, acum nu mai pot să-i dau damage. Mă, deci pistolul ăsta face treabă. Efectiv, dă de zbârnie. Nu prea am nimerit-o pe aia bine. Bă, gloanțe să avem, că rest n-avem treabă. Da-i așa. Amă, nu te ascunde! Firar! Și mi-ai trebuia o bombă. Uf! Ok. Ești nesimțit, domnule ochi. Am crezut că suntem prieteni, mamă, ce m-a aruncat. Ok, vede, cu asta ar trebui să-i închid, să-i închei cariera. Ce am zis? Essence of Pride. Quest step. Și vrei o bobiță să se facă. Așa, seasons. Oh! Oh, unde-a dat astea? Nice! Free shit quests. Ei, Essence of Greed. Oh my god! Asta e o armă, deci asta nu trebuie să o fac, e doar pentru armură. Nightmare defeated. Defeat Nightmare through the solar system, așa. Nightmare can be found lost sector in the head of Zit on Titan S. Nightmare defeated on the moon, grant no progress. Ok, deci să-ți fac astea. Ok, asta o să fie interesant. Păi, cred că o să mă ocup eu de a face setul ăsta off-camera. Acum nu știu, decideți voi dacă veți fac asta off-camera. Și o să revin când am setul complet, mai degrabă zic eu că e cel mai ok. O să aștept până când răspundeți voi în comentarii. Gen, că o să pun video de dimineață sau cine știe ziua următoare. Și o să văd exact cum mă ocup, ok? Așa că mai mult ca să arătă pe acest minunat video din Destiny 2. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri de genul acesta, știți foarte bine ce aveți de făcut. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Și vă aștept data viitoare aici la masă, știi? Uite că aranjează roboțelul ăsta toată treaba pe aici, ok? Hai, pa, pa!